Salutare și bine v-am regăsit! Am tăiat filtrul de motorină de la Peugeot 206 și să vă arăt și vouă cum arată. Așa arată el în interior. Ce se vede pe aici și panul de la Polidis de la Flex. Aici e partea cu decantarea. Se decantează apa unui degetul meu aici. Și cu senzorii și iar ăsta este elementul filtrant de hârtie sau din ce o fi el. Uitați-l cum arată, e negru. Deci se pare că mi-am găsit cauza. E negru. Uitați ce e aici. Chiar dacă producătorii vă recomandă schimbat la 40.000 sau 60.000, schimbați-l mai devreme, nu vă luați după ce zice acolo, că uitați ce e pe aici. De mizerie. Haideți să vă explic și cum funcționează. Vedeți aici, ăsta. Și aici, acest țușcă, această... Hai, mă. Așa, du-te, mă, ta băieță. Asta. Și în partea asta, e ăsta. De aici intră motorina. În tot vasul, înconjoară filtrul. Și ea urcă pe aici, are o gaură aici, urcă, inundă elementul filtrant, după ce trece prin el pe aici, pe unde e mai mare mizeria, iese prin mijloc pe aici, o ia pe această țeavă de aici, etanș, și se duce la pompa de motorină. Deci asta e circuitul lui. De aici trage, ajunge în corpul filtrului, așa, după aceea trece prin elementul filtrant spre centru și prin centru iese carburantul filtrat și se duce la motor. De aceea pornea mai greu la mine și cât de când și când dădea rateuri, pentru că neavând modelul de mașină pompă în rezervor să bage mai cu presiune, presiunea pe tur nu e cine știe ce... presiune și asta s-a întâmplat, mai ales dacă e ăsta de îmbâxit. De aici și problemele. Vedem în continuare cum se comportă cu noul filtru, dar uitați-vă la asta, asta e cauza. Deci, cam acestea fiind spuse, sfatul meu e să-l schimbați mai des decât indică producătorul, valabil și la uleiuri și la filtrele de aer și cam atât. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!